Elicopterul Smurd a intervenit astăzi în cazul unei femei din Răducăneni cu arsuri pe 15% din suprafața corpului. Femeia a suferit arsuri de gradul 2 produse accidental după ce și-a aplicat un tratament cu spirt pentru durere articulare și a aprins aragazul. Starea pacientei este stabilă și este internată în Clinica de Chirurgie Plastică și Arsuri a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Intervenție primară, elicopter Smurd în Răducăneni, de unde a fost preluată și tratată în urgență o pacientă de 52 de ani, o pacientă cu arsuri, pe aproximativ 15% din suprafața corporală, în mare majoritate arsuri de gradul 2, produse de flacără la nivelul feței, la nivelul zonei gâtului și torace anterior. Leziunile s-au produs accidental, pacienta care se autotratase cu un lichid de tipul spiritului pentru niște dureri articulare, a aprins aragazul și flacăra a determinat aceste arsuri. Este stabilă hemodinamic, va fi internată în Clinica de Chirurgie Plastică și Arsuri a Spitalului Sfântul Spiridon. Sperăm cu un prognostic vital favorabil, fiind vorba de o pacientă tânără, 52 de ani.